Expoziția va putea fi vizionată până la finalul ediției din acest an a festivalului și și-a propus să ilustreze frumusețea și activitățile inedite care diferențiază festivalul medieval din cetatea de scaun a Sucevei de restul festivalurilor de acest gen din țară. Mă bucur extraordinar de mult, am ajuns astăzi aici la Botoșani, în orașul meu natal, și că vin cu o expoziție atât de dragă mie. Sunt foarte, foarte atașată de festivalul ăsta medieval, care anul ăsta e la 13-a ediție, și am fost alături de organizatori de la început. Am vrut să-l aduc aici și sper să ajungă cât mai mulți turiști în perioada festivalului 15-18 august la noi la Suceava. Sper că anul viitor, prin expoziția asta și poate dusă la un nivel mai sus, să ajungem și la Iași, poate și la Piatra Neamț, Bacău, în toate orașele din zonă, pentru că ar fi un beneficiu extraordinar pentru toți cei care, toți turiștii care ar aprecia festivalul. Și mi-aș dori foarte mult să veniți la festival, să nu rămână doar la nivelul unei expoziții fotografice și lumea să vadă și să vină. Vă aștept cu mare drag. Participanții la vernisaj au avut numai cuvinte de apreciere. Arta fotografică este o activitate care are ca scop promovarea valorilor estetice. Fotografierea nu este altceva decât o operă care este realizată printr-o activitate artistică creatoare de persoane, desigur, competente, care au studiat probleme de artă cu pricepere, cu măiestrie, specialiști în tehnica fotografiei. Acum, într-adevăr, vizionând această expunere și participând la acest vernisaj, nu pot să spun decât că și arta fotografică poate face parte din artele frumoase. Ne bucurăm să avem Mihaela alături de noi în această expoziție și sperăm pe viitor să avem mai multe colaborări cu grupul foto de la Botoșani și Suceava, expoziții și poate, de ce nu, tabere foto și alte activități, astfel încât să împreună să reușim să ne cunoaștem mai bine și să dezvoltăm partea asta mai artistică în zona asta Moldovei. Fotografiile Mihaelei exprimă mai mult decât o imagine a unui moment, spiritul festivalului medieval și poate chiar mai mult de atât, spiritul interior al fiecărui personaj. Unul dintre cei mai buni fotografi pe care îi știu. Lucrările sunt expuse pe simezele de la intrarea principală a Parcului Mihai Eminescu din Botoșani. Expoziția poate fi vizionată până la finalul ediției din acest an a Festivalului Medieval de la Suceava, adică până pe 18 august.